We're from Liceu Theoretic Mihai Sadovianu in Fîrlădeni, Raionul Căuașin. The project and team includes Director Zdorovetsky Olga, Director Adjunct Pozderka Galina, Director Adjunct Custodian Sudo Tudor, Volunteer Sells Jenny, School Psychologist Kostecki Luba, and the support of fellow teachers and students. Instituția Liceul Teoretic Mihail Sadovianu a fost construită, clădirea instituției a fost construită în 1964. Este o clădire de acum de 52 de ani vechime. Avem foarte multe probleme în instituția noastră. Deci nu avem o sală sportivă, nu avem un complex sanitar, o igienă și desigur că avem o cantină care nu este dotată cu ce e necesar. Coordonanță cu colegii, cu grupa proiectului, deci ne-am consultat și am hotărât că cel mai primordial problemă în instituție este sănătatea elevilor și anume alimentarea corectă a copiilor. Cu 20 de ani în urmă, cantina a fost dotată cu inventarul necesar, deci avem probleme foarte mari atunci când cantina este evaluată de comisiile sanitaro-epidemiologice, nu dispunem de rafturi corespunzătoare pentru uscarea veselii, nu dispunem de chiuvete pentru spălarea veselii, nu dispunem de un congelator care ar putea să păstrăm produsele alimentare conform cerințelor. Fîrlădeni is a mountainous region, with the high school located on top of the hill. Students and teachers are active in the school in the arts and lessons. Currently, the school cafeteria serves 125 students. It is expected that an increase of 155 students will be going to the cafeteria next year. Our project aims to improve hygienic food conditions in the cafeteria, along with providing information about healthy diets and sanitary food preparation. Deci, într-adevăr, alimentația corectă este ceva important pentru sănătatea copiilor, pentru dezvoltarea lor în continuare. În instituție avem 364 elevi care studiază, dintre care 158 copii la treapta primară și 120 copii care din treapta secundară care se alimentează în cantina dată. Ne-am liniștit. Mă bucur că suntem atât de mulți. Mă bucur că fiecare aduceți, deci, un prinos mic, 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 da? O să primiți satisfacție din asta. Pentru cantina liceului teoretic, unde veți, cândva veți mânca și voi acolo, așa? Deci acești 5 de uți vor merge unde? La renovarea cantinei, așa? Așa. Astăzi noi vom prezenta un teatru dramatic cu elevii claselor a 7-a, așa? Deci și teatrul nostru se numește Frica are ochi mari. Voi vă temeți de ceva? Fiecare zi este riscul de infectare a copiilor cu diferite boli infecțioase, în primul rând cu hepatită. Deci, mulți copii de la noi de instituție suferă de boli gastrointestinale. E de menționat că 46 copii sunt copii singuri acasă, care au rămas sub tutela rudelor, sub bunieilor. Și acești copii deseori nu dispun de o alimentație corectă, adică chiar nu au putința de a servi un dejun cald sau un prânz cald. De aceea acești copii sunt desigur alimentați la noi în cantină. Avem 27 copii din familii socialmente vulnerabile care la fel beneficiază de cantina școlară, ei sunt alimentați gratuit.
Comunitatea este foarte receptivă. Vreau să zic că părinții tot timpul alături și ei sunt cointeresați ca copiii lor să aibă un mod sănătos de viață. Deci am participat la diverse proiecte. Am participat programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, reconstruit fostă grădiniță, care mai recent a fost transferată în școală primară. Astăzi acolo este filiala liceului, unde copilașii de clasele primare și fac studiile. Am beneficiat și schimbarea geamurilor în liceu. S-a implicat toată comunitatea. La moment, anul trecut, am beneficiat de construcția unei piețe unde în localitatea noastră beneficiază nu numai locatarii satului Fîrlădeni, dar și locatarii orașului Bender și satului Gâsca din Transnistria. Deci, recent se duc diferite renovări, ceea ce ține de stadionul satului, deci înverzirea parcului, este un proiect pur ecologic. Menționez că localnicii conștientizează că lucrurile care se fac sunt niște lucruri frumoase. De aceea mă bucur foarte mult că am avut susținerea întregii comunități pentru colectarea sumelor bănești pentru acest proiect, renovarea cantinei. Și sperăm că vom beneficia și copiii noștri se vor bucura de susținerea acordat și vom avea niște copii sănătoși. We are requesting $2,336.84 to be used in a renovation project of the school's kitchen. This will be done through the renovation of the cafeteria in purchasing and installing a refrigerator, a freezer, a sink with 3 separate basins, 2 metal drying racks, 2 metal tables for sanitary food preparation, 1 metal table with an attached sink to clean and prepare meats. The kitchen was last renovated in 1998, and although the school staff and director continue to maintain the kitchen, they do not have the funds to make large repairs that are needed. This project will benefit 363 students currently in the school, along with 35 staff members. The project budget is $3,144.21. Through a variety of fundraising activities, $717.89 has been collected, along with $89.47 of in-kind contribution. În acest proiect am implicat toată comunitatea, s-au implicat cei din Asociația Părintească Viitorul Părinții, adică s-a implicat primarul satului, s-au implicat femeile din Asociația Non-Guvernamentală Femina, care ne-au ajutat ca să strângem suportul acela financiar care este nevoie pentru a renova cantina. The initial work on the project started in October with an interview with the school director to determine the needs of the community. In January, 11 professors determined through a focus group that a kitchen renovation would be supported and maintained. This has proved true through the collecting of funds through selling of insignias, movie nights, food, sporting activities, selling of handmade jewelries and valentines. Further support came through theater performances at the local gardenizas and elementary schools, along with donations made from past students, professors competing against students, and local groups.
work has already started taking place on a health campaign to educate students, staff, and parents about the need for a healthy, balanced diet and how to prepare food in a sanitary way. Our grant request for the kitchen renovation will not only affect students this year, but future generations.